Peste 600 de posturi au fost scoase la concursul de titularizare din acest an, dintre care doar 94 sunt titularizabile, având o viabilitate de cel puțin 4 ani. Din totalul posturilor titularizabile, cele mai multe, 17, sunt la educatori, 16 la matematică, 7 învățători, 5 la engleză, câte 3 la fizică, chimie, educație fizică, muzică, consiliere școlară, câte două la limba română, educație plastică, educație vizuală, arhitectură, filosofie, limba franceză, limba germană, religie ortodoxă, religie penticostală și TIC. Cele 3 centre de înscriere a dosarelor sunt organizate la Colegiul Tehnic Petru Mușat din Suceava, la Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza Suceava și la Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Potrivit metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2016-2017, verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice, cadrele vacante sau rezervate pentru concurs, au ca termen limită data de 12 mai 2016. Validarea înscrierii dosarelor va avea loc în perioada 24-27 mai 2016, cu excepția dosarelor absolvenților promovate, 2016 care vor fi validate în perioada 14-15 iulie 2016. Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice și orale și a inspecțiilor speciale la clasă se va realiza în 30 mai, iar organizarea și desfășurarea probelor practice, orale și a inspecțiilor speciale la clasă sunt prevăzute pentru perioada 30 mai 1 iulie proba scrisă a concursului de titularizare se va desfășura în data de 20 iulie, iar afișarea rezultatelor în data de 27 iulie, în timp ce înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare va avea loc în perioada 27-28 iulie. Rezolvarea contestațiilor are loc în zilele de 29 iulie și 1 august, iar afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 3 august, în anul 2015 în județul Suceava au fost scoase la concurs 467 de posturi în învățământul preuniversitar dintre care doar 63 erau titularizabile având o viabilitate de minimum 4 ani